Salutare, oameni buni, și bine ați revenit! Astăzi nu vorbim despre un telefon, ci despre un nou gadget. Vorbim despre un blender portabil. Pe măsură ce canalul ăsta o să crească, o să încep să testez și alte gadgeturi și alte produse în funcție de ce se mai întâmplă, ce se lansează nou și ce mai ajunge la mine. Mulți dintre voi știu că eu am și un blog și blogul este găsit mult mai des decât canalul de YouTube. Iar pentru asta primez la test orice produs electronic, IT, de la brelocuri pentru chei și până la mașini. Am testat și mașini, am testat și multe alte chestii. Dar nu am de fiecare dată nici timpul necesar sau nici dispoziția să filmez cu ele. Dar la unele trebuie să și filmez, așa că astăzi vă prezint un blender portabil care se numește Blendigo 3. Este făcut de o firmă din Polonia. Ei m-au găsit anul trecut când au lansat Blendy Go 2, Go 2. S-au extins pe piața din România și au vândut foarte multe produse. Ca să fac o scurtă istorie a lor, în 2018 ei au venit cu ideea să vină cu un blender portabil, adică ce înseamnă, are baterie incorporată și îl iei cu tine pe unde te plimbi și unde ai nevoie să-ți faci tu o băutură. Doar pui ingredientele în el și zoom, ai făcut. Bineînțeles, prima variantă s-a vândut foarte bine, au vândut peste 75.000 de unități și atunci s-au gândit, hai să venim cu una mai bună, mai performantă. În 2021 au lansat Blendigo 2, s-au lansat și în România, au vândut peste 150.000, adică dublul numărului de unități. Iar anul trecut au venit cu Blendigo 3, varianta optimizată din toate punctele de vedere. Și ca design, capacitate, puterea motorului, lama este optimizată și funcțiile pe care le include sunt optimizate. Capacitatea bateriei este mai bună, rezistența în timp mai bună, rezistă la apă și la stropire. Adică ai toate elementele unui gadget de tehnologie despre care putem discuta. Acum, bineînțeles, el este pentru anumite categorii de oameni. Pentru cei care fac sport și merg foarte des la sală sau se țin de programe de-astea de fitness. Pentru cei care ies mult în natură și vor să aibă la îndemână o băutură interesantă. Pentru cei pasionați de sănătate, care iarăși este un domeniu, sau ești devii tu pasionat de sănătate sau te obligă starea de sănătate să devii pasionat de sănătate, adică dacă nu te îngrijești la un moment dat va trebui să iei măsuri forțate, să renunți la zahăr, să renunți la fumat, să renunți la alcool, probleme de astea. Dar poate fi folosit la fel de bine și pentru făcut cocktailuri, adică nu scrie nicăieri că nu poți să pui să adaugi 50 de ml de vodka sau de whisky sau de rom și atunci să ai o băutură alcoolică favorită pe care să o poți să o faci. Și este destul de puternic să spargă gheață sau fructe care sunt de la congelator sau alte alune, chestii la care vă puteți gândi. De exemplu, eu în test am folosit mure congelate. În testul pe care încerc să vi-l prezint astăzi în bucătăria lui Dan, cum ar veni, o să facem cu nuci, să vedem cum iese. Adică el, deși e un produs destul de compact și destul de portabil, face treabă destul de bună. Și, bineînțeles, este foarte util și pentru tinerii părinți. De exemplu, pentru cei care au copilul cam pe la un an jumate, începe să se diversifice alimentația mai mult și are nevoie de diverse piureuri, de diverse chestii și nu sunt ușor de făcut. Adică bunicii și așa, știți, le făceau, le pisau cu furculița sau cu chestii de-astea, dar nu prea-ți convine pentru că rămân diverse bucăți, la copil nu-i place, le scuipă, știți povestea. Acum, cu un blender în ăsta, toată treaba e mai simplă, că pui ale acolo, apeși pe un buton și le-ai scos deja făcut. Deci este util în mai multe scenarii, ei focusul lor este pe pasionații de sport și de sănătate, dar vă zic că este bun și să-l luați la birou. Este bun să luați la sală. Cei care merg la sală au foarte multe suplimente pe care trebuie să le pună în apă și să le bea și nu se dizolvă destul de repede în apă. Și atunci un avantaj în ăsta ar fi că pui
substanțele respective în blender și faci un mix mult mai de exemplu, iau proteine pentru masă musculară sau alte chestii de genul ăsta, suplimente, și dacă le pui într-un astfel de blender, ies mult mai bine și mult mai ușor. Altă chestie care a fost optimizată față de generațiile anterioare este protecția utilizatorului, adică cele mai multe accidente la blender se petrec în momentul în care ți-a rămas acolo vreo rădăcină, vreun lemn, vreo bucată mai groasă, scoți capacul, bagi mâna să eliberezi, când ai eliberat se învârt lamele peste mână. E, blenderul ăsta are, deși este el mic și ieftin, are o protecție suplimentară astfel încât când capacul este scos, lamele nu se învârt deloc. Deci tu poți să faci treaba ce vrei să eliberezi de acolo, poți să-l cureți cu o cârpă, poți să faci altceva, că nu te vei tăia în el. După ce pui capacul și capacul este închis corect, atunci lamele pornesc. Și plus de asta, nu ți arunci cu ele pe tine, că ați văzut clipurile alea în care activează blenderul fără capac și sar toate substanțele în sus. Cam asta este. O să-l scoatem un pic din cutie să ne uităm la el ca și cum am face un unboxing obișnuit de telefon, să vedeți ce are în el. El costă 260 de lei și cu codul meu personal Dan 15 o să primiți o reducere de 15% din acest produs doar pe site-ul oficial Blendigo. O să vă las eu un link în descrierea clipului, intrați acolo și se poate comanda cu discount. Haideți să vedem ce au pus băieții ăștia în cutie, cum arată. Asta e cutia de transport și e pus așa special dacă joacă fan curier fotbal cu ele, să reziste mai bine. Iar produsul și cutia lui e în interior. Haideți că vă arăt de sus și discutăm după aceea. Încerc să vă fac o rețetă ca un adevărat Jamie Oliver de România. Hai să vedem. Ok, am venit de sus ca să vă arăt mai bine de aici. Asta e cutia de transport. Special pentru curierii din țările este europene. Adică arată cam așa în interior. Este umplut cu material de ăsta pufos, iar produsul arată cam așa. De altfel, dacă o să vă uitați pe site-ul oficial Blendigo, o să vedeți că s-au optimizat foarte mult pe partea de design și prezentare grafică și arată mult mai bine decât anul trecut. Mă rog, voi nu știți, dar eu am văzut cum era așa anul trecut. Și chiar este un produs convingător. Hai să vedem ce găsim pe cutiuță. Blender portabil Blendigo 3. Combină un design patentat, capacitate mai mare. Au acum 550 de mililitri, adică poți face două pahare mari de băutură. Pulse Motion Function este o funcție specială când vrei să amesteci smoothie-urile sau băutura și ți-e mai ușor cu asta pentru că se combină ingredientele mai bine. Și noul motor este mai puternic decât generația anterioară, astfel că prepară mai bine băuturile. E pentru micul dejun, pentru masa de prânz, pentru snacks-uri dintre mese, pentru deserturi și pentru cocktailuri, dacă vreți, pentru orice. Și avem aici principalele funcții. E portabil. O să-l iei oriunde cu bateria aia, poți să folosești blenderul de peste 25 de ori, adică mult și bine. E destul de puternic, sparge gheața, sparge nuci, alune, orice chestie mai rezistente. E rezistent la apă și praf, are chiar și un mod de curățare, de exemplu, dacă au rămas chestii lipite pe lame sau prin interior. Pui apă călduță cu puțin detergent și își face, apeși pe buton și își face curățare singur. Și este eficient energetic, adică îl încarci absolut de la orice mufă USB-C, de la laptop, direct. De la priza de la mașină, de la orice vă gândiți, în autobuz, în drum spre ceva. Absolut orice are priză de USB-C, poți să-l încarci. Au o prezentare aici de, au pus nu știu ce e ăsta, zahăr cu afine și cu mure, sau poate este cocos, ca să facem un smoothie și hai să scoatem produsul să-l vedem un pic. Mi-am folosit atât generația 2 cât și generația 3 și vă spun că sunt chiar produse de calitate foarte bună și care merg foarte bine.
Și nu e neapărat, adică el e făcut ca un produs mobil, nu este neapărat să-l iei cu tine. Pur și simplu nu ai nevoie să ai un produs de la uriaș în bucătărie care îți ocupă loc și te încurcă când ai nevoie să faci altceva. Ăsta îl iei, îl pui pe un raft, sănătate. Văd că au schimbat, de asemenea, au lucrat la culori și la să fie cât de cât atractive din punct de vedere coloristic. Manualul cu tot ce trebuie să faci. Partea de sus cu un mâner ca să poți să-l agăți sau să-l ții când pleci la sală. Partea de interior, uite, mai are și aici o prezentare. Ia, sunt curios dacă are baterie deja. Ba da, are. A pornit. Cam asta este Elicia. Vedeți cum este Elicia? Diferită de ce aveam anterior, care era mai plată și avea doar niște capete. Acum au făcut un model de foarfecă, dar o să-l punem la test imediat și vedem ce face. A, gata, am găsit ce trebuia să fie aliniat. Deci, ca Blender să funcționeze corect, triunghiul de pe corpul Blenderului cu triunghiul de pe marginea asta trebuie să fie aliniate perfect, altfel nu pornește. Și capacul trebuie închis până la capăt. Să-i las așa deocamdată. Se încarcă cu cablul ăsta ca orice telefon de la orice sursă. Și să vedem ce mai scrie. Dacă este blocat un pic, îl scuturi un pic și se deblochează singur sau folosești modul Pulse. Modul Pulse se închide singur și se deschide prin apăsarea dublă pe ăsta. Nu merge la aparatele de spălat vase pentru că nu rezistă la temperaturi înalte. Temperatura maximă la care rezistă este 49 de grade. Battery indicator este chiar în LED și atâta timp cât noi avem verde, el are destulă energie. După care urmează portocaliu când este la 25%, red când se îndreaptă spre roșu, când se îndreaptă spre 0%. Și acum hai să vedem ce rețetă rapidă putem face cu acest blender, astfel încât să ne și distrăm și să și învățăm ceva. Bine ați venit în bucătăria lui Dan. Am pregătit pentru astăzi ingredientele necesare să facem un pesto la acest blender, adică niște frunze de busuioc, niște nuci, niște parmezan, ulei de măsline și sare și niște usturoi pentru gust. Iar chestia asta o puneți după aceea peste paste și aveți o mâncare foarte sănătoasă. Se descurcă asta, v-am zis, și cu partea de chestii congelate sau cuburi de gheață, dar și cu partea de alune sau nuci, adică are un motor destul de puternic și lama cea nouă taie totul, mărunțește foarte bine. Acum, haideți să băgăm ingredientele să vedem. O să pun pentru început frunzele de busuioc de aici. Usturoiul, niște nuci și acum o să le presez un pic ca să se mixeze mai bine. Și hai să vedem ce poate. Iar acum trebuie doar să adaug puțină sare, puțin parmezan și uleiul de măsline. Și mai facem o dată. Și
Și gata. S-a omogenizat foarte bine acum și are un miros spectaculos de busuioc și abia aștept să fac o porție de paste să pun pe ea. Gata, oameni buni, v-am făcut și de mâncare. Gata, pastele. Dacă v-a plăcut Blendy Go, intrați pe site-ul din descriere sau din primul comentariu. Folosiți codul meu de reducere DAN15 pentru o reducere de 15% și folosiți produsul cu drag și sport cât mai mult timp. E un produs rezistent, e un produs ușor de folosit, ușor de înțeles, care se spală rapid, care se încarcă ușor, îl puteți folosi pe drum, îl puteți folosi la birou, îl puteți folosi la sala de sport, în orice deplasare. E un produs util pentru toată lumea și care nici nu costă mult, așa că vă încurajez să-l cumpărați. Nu mai lungesc pentru că mi-e foame și miroase foarte bine mâncarea. Ne vedem în curând. Baftă! Ciao!